Am să vă rog în continuare comportamentul să fie unul corespunzător și civilizat. Vă rog foarte mult. Nu i-am luat un fir de păr, nu s-a atins nimeni nimic. De la mașina dumnealor sunt tăiate toate, ceea ce nu este în regulă. Câte amenzi au dat, n-au bani să-și pună cauciucuri? S-a încălcat legea și nu este în regulă. Bună ziua, am venit să vă dau amendă. Ce-i asta? Și am luat atât de amendă, da? Azi au revenit ea. Au fost cazuri când toată liderii în regulă, domnul meu, dacă știi în regulă, pentru un apis și un geam, o hârtie, s-au dat 15 milioane. Număr lipsă. 15 milioane. Număr de bon, număr de stand pe bon. Unde e asta? Asta e frauda. Asta e golănie. O ție. Timp de o lună și jumătate ne hărțuiesc constant. Lumea s-a speriat că le ia marfa din dumneavoastră. Așteptați-vă, rog frumos, că nu înțeleg. Bun, vă hărțuiesc. Ce înseamnă că vă hărțuiesc? Hărțuie amenzi constante, nejustificate pentru greșelile care le-au găsit. Total nejustificate, adică chichițe birocratice, în niciun caz antifraudă sau alte prostii. Și ni se pare strigător la cer. Pentru că ei scrie antifraudă pe spatele lor, dar nu se ocupă de antifraudă, se ocupă de birocrație. Hoții!